dincolo de ansamblul filmului, sunt câteva secvențe în Restul de Cere. Și spun așa, din zbor, una singură, cum e momentul Ioanei Bulcă. Nu cinematografic neapărat are, cum să spun, când spun lucruri care sunt memorabile, repet, eu sunt un om senzorial și cu simțurile îmi amintesc mai degrabă decât cu mintea. E imposibil să revăd a nu știu câte oră scena, momentul, scena aia, fără să mi se ridice, uite, se ridică părul, ca în desene animate mi se ridică pe mână. Mi se face gol în stomac, mi se pune nodul în gât. Pentru că are calitatea aia de a emoționa la nesfârșit, văzând o a doua, a treia oră, a patru oră, văzând aceleași ochi, văzând aceleași moment, are calitatea aia. Haideți să-i dăm drumul! Ce? S-a blocat. Uite, ce care e problema? Nu știu, fi intrat apă în undu, s-au țepenit rolele. Nu acum! Te implor, fă ceva! Nu pot să fac nimic aici în ploaie, trebuie să ne întoarcem în oraș. Deci nu putem filma nimic? Cred că nu. Asta e, plecăm acasă. Serios? Du-te tu și spune asta Aristiței. Eh, care și-a inima din s-o anunțe? Ar mai fi o soluție. N-ai decât să strii să filmează și eu n-are decât să învârtă la manivelă. Și ce am rezolvat? Adică să ne prefacem că filmăm cu manivela mergând în gol? Pe urmă venim în altă zi și refacem totul de la distanță. E o scenă de grup. Sunt toate îmbrăcate la fel. Cât o trăi, o să fie convinsă că am prins-o în poză. E cea mai josnică descrocherie pe care am auzit-o în viața mea. Hai nu fi copil, Tony. Femeia e nebună, știe toată lumea. Și nu e chip să faci drăcia asta să meargă? A trebuit să o deschid. Dacă o deschizi, s-a dus naibii pelicula. Perfect! Putem începe! La semnul meu, vă puneți toate pe plâns și priviți în direcția aia unde s-au dus ostașii. Atenție! Filmăm. Doamne! De ce mi-ai copilul? E prea curând să plece la război! Să-mi fi curutat măcar un an! O, Doamne, ai milă de copilașul meu! Singura mea bucurie pe lumea asta! Ai grijă de tine, sufletel! Mama vrea să te întorci steafăr și nevătămat! Și victorios! Mama vrea să fie mândră de tine! Nu-i lăsa pe păgâni să calce în picioare pământul ăsta sfânt! Du-te la luptă! Dumnezeu să te aibă în pază! Și fii viteaz, îngerașul meu!